profilul, prin statura de critic de teatru, pe care domnul Georgescu o are și numia s-a făcut acest oficiu, mai întâi, dacă mi-am amintesc bine, cedând rugăminților pentru un singur an, dar până știu că ați acceptat și anul 2 și anul 3, în această formulă se lucrase și înainte câte 3 ani. Suntem acum, deci, după închiderea duminică a Festivalului Național de Teatru 2013, ediția a 23-a, și la finele celei de-a treia ediții succesive pe care Mona Ligio Cescu le-a condus, le-a coordonat. Deci un bilanț și al ediției din acest an, al celor 3 de mandat ai doamnei Cescu și, inevitabil, e și o discuție despre peisajul nostru teatral în general. Am invitat, bineînțeles, alături de Mona Ligio Cescu și alți membri ale echipei de organizare, o echipă foarte numeroasă și în același timp foarte ocupantă și în timpul festivalului și înainte și după, drept care au un acord de anul care executivă nu a putut să vină, a spus că-și cere scuze. Alte persoane pe care le-am invitat, fie sunt prinse chiar astăzi de pildă la ora asta în deschidere festivalul Viața Frumoasă al Teatrului de Operetă, festivalul de muzică, de teatru și muzică de operetă. Mergem din festival în festival, lumea e prinsă, invitată, obligată de urgențe profesionale să participe acolo și acolo. E posibil să mai vină pe parcursul serii, am spus că încearcă să ajungă chiar dacă nu pot de la bun început. Și alții, de pildă, dintre autorii de cărți lansate la FNT, în festivalul din acest an, Cristina Rusiecki și Octavian Saiu, mi-au spus că încearcă să ajungă, fiecare prins un Octavian concurs, Cristina secretarul de redacție de la revista Cultura, Lumina Patronjorul, în acelui punct de scuze prins în deschiderea de festival de operetă și alții și alții, nu vreau să mai dau nume, însă mă bucur tot că au putut să vină Maria Zărnescu și Tamara Susoi din tot din echipa de organizare în acest an. El s-a ocupat de relații publice, relațiile cu presa și multe alte detalii de organizare, de culise ale festivalului. Și aș vrea să aducem la un moment dat vorba în discuția noastră și despre rețeaua națională de festivaluri, festivalul național cărora le este un fel de sumă, un fel de selecție din selecții. Aici sunt, de asemenea, de față, Mona Marinaru Țărcuș, directoarea Teatrului Notara și Andreea Bursan, care lucrează în secretariatul de literar de la Notara. Domnilor lor și la radio, sigur, domnilor lor s-au ocupat de recent de festivalul Festin la Notara. E în desfășurare tot în aceste zile festivalul de teatru de la Ploiești și au mai fost și altele înainte și continuă succesiunea de festivaluri de teatru din diverse locuri în țară. Deocamdată însă să vorbim despre Festivalul Național de Teatru și să începem cu așa prime evaluări ale ediției 2013 și vă invit domnul Mihai Georgescu să ne spuneți în prime fraze, după care obține de la noastră multe alături, cum vedeți ca dirijoarea acestui festival în treia ediție succesivă de care v-ați ocupat? Festivalul Național de Teatru, ediția 23-a 2013. Bună seara, salut, aș continua mai întâi enumerarea festivalului pe care ați început-o cu un festival care seamănă ca titulatură cu acela despre care discutăm în seara asta, Festivalul Național de Teatru Independent, care are loc în clădirea Teatrului.
la lucruri de aici, vreau să spun, la Godot KPD. Tot aici în București. Este, da, tot aici, pe aceeași stradă, este prima ediție a unui festival, a treilea sau a patrulea festival de teatru independent. Acesta se intitulează și național. Se pare că acest adjectiv are vine un coace special. Dacă mă gândesc numai la nenumăratele colegii care se intitulează Colegiul Național, așa și mai departe. Nu? Sunt foarte multe colegii naționale. Nu știu care mai, dacă mai există licee normale, toate sunt colegii mai naționale. Și nu toate. Vă spun eu că nu toate liceele, nu tuturor liceelor care au dorit să devină colegii naționale, ministerul le-a acordat rangul. Aș fi interesat. Cele mai vechi și de tradiție și de ambergură, deci. Prin urmare, vechimea. De pildă, colegiul național Sfântul Sava, pe care și eu l-am absolvit. Și colegiul național Gheorghe Lază, pe care l-am absolvit eu și acela este. Știți că între noi, săviști și lăzăriști, o veche rivalitate. Da, exact. Bun, mă bucur să aflu că mai există și alte instituții de învățământ. Din minunata cărticică Cismigiu & Company a lăzăristului Iulere Bogusul Păjenaru, am aflat că existau cândva și un fel de lupte pe bărcile, pe lac, în Cismigiu, între lăzăriști și săviști, cele două licee, aflându-se practic de o parte și de alta a grădinii Cismigiu. Exact, la ce vremuri frumoase. E, venim la vremurile mai puțin frumoase, care sunt ale noastre, deși nu trebuie să... Toate vremurile sunt frumoase până la urmă, depinde de noi să le facem așa, sau depinde de noi să le privim așa. Iar genericul festivalului Teatrului de Operete este Viața e frumoasă, deci la prezent. Da, exact, exact. Așa că ar trebui să învățăm de acolo. Asta, ce să spun eu despre Festivalul Național de Teatru la ediția cu numărul 23? Că, din punct de vedere financiar, stă mai prost decât la ediția cu numărul 1, stă mai prost și decât la ediția cu numărul 20 și așa mai departe. A stat mai prost, acum s-a încheiat. Să mai spun că dacă a câștigat ceva, a fost probabil a câștigat în structură, în structurarea structurii, a câștigat în abilități de organizare, de când este grija Uniunii Teatrale din România, care se ocupă de festival de mai mult de 15 ani, mă rog, cu intermitențe la început, dar în mod susținut de cam 13 ani. După ce prealabil presupun că ministerul era, Ministerul Culturii, instituția tutelantă și festivalul s-a ținut mai multe ediții, parcă la Iași. Nu, o singură ediție s-a ținut la Iași, atunci când directorul festivalului era și directorul direcției teatrelor, cum se din Ministerul Culturii, era cazul regizorului, regretatului regizor Corea Popescu, care a avut această idee de a acoperi denumirea de național a festivalului și printr-o diseminare, să zic așa, geografică, adică și-a spus să nu fie un festival strict bucureștean, să fie național și în felul ăsta. După părerea mea, nu astfel devine național un festival prin itinerare. Cred că în cazul unei întâlniri artistice sau așa are pretenția, nu? Să fie un festival, orice festival de fapt are pretenția să fie în primul rând o întâlnire artistică. Cred că acest epitet din titulatură național trebuie să-și găsească o acoperire prin, să zicem, exponențialitate. Adică gradul de reprezentativitate, tot cuvinte de asta lungi fac în seara asta, probabil că e efectul unui mic cocktail pe care l-am luat înainte pe un fond de oboseală. Un efect bun, vă rog să continuați cu ambele adeletnicii. Ies cuvinte din ce în ce mai lungi. Așadar, cred că în cazul acestui epitet în titulatura festivalului, este
calitatea de a fi reprezentativ pentru o întreagă mișcare teatrală a unui spectacol, într-un fel sau altul, bineînțeles, care vine să justifice epitetul. Cam asta se poate spune despre... Unde au mai fost alte ediții? Dacă a fost itinerant, a fost și în alte părți? Nu, a fost o intenție mai degrabă. La Iași a fost o primă tentativă în acest sens. Și după aceea a fost numai în București? Numai în București, da. Deci am avut impresia, în memoria mea, rămăsesc că au fost câteva ediții la Iași. Nu, una singură a fost și... și organizatorii, că a mai avut el niște fluctuații, festivalul, adică ministerul a cedat la un moment dat partea de organizare efectivă mai întâi, dacă nu mă înșel, Artexiumului, într-o primă fază, și apoi Arcubului. Arcub, care anul acesta a fost chiar co-organizator. La un moment dat trecuse puțin în planul 2, acum a revenit în planul 1, grație finanțării pe care în cele din urmă a oferit-o primăria municipiului și Consiliul General al Municipiului București, lucru pentru care festivalul trebuie să mulțumească cu multă sinceritate, fiindcă altfel n-ar fi putut să se desfășoare, pur și simplu. Ceea ce spunea noastră despre finanțări e evident o formă de eufemistică de a fraza pe tema crizei generale a fondurilor pentru cultură, situația financiară nu e roză nicăieri bună în momentul ăsta. Și anul trecut au fost mari probleme de finanțare a festivalurilor. Festivalurile de amvergura asta, o selecție națională a celor mai bune spectacole de teatru sau cele mai reprezentative dintr-o stagiune, costă cam cât? Nu vreau să dau cifre false. Recunosc că am refuzat oarecum sistematic să mă ocup de acest lucru, pentru că nu voiam să mă tristez, pur și simplu, și nici nu voiam să mă amestec în lucruri care, în fond, nu mă privesc. O ediție a festivalului costă cam, nu știu să spun în bani noi și în bani vechi, este ceva cu 220 22 de miliarde. Cine trebuie să se ocupe și de, și de cifre. Dar în euro cât? Da, e puțin greu de calculat, în sfârșit. Nu-i vorba de asta. Este vorba despre faptul că anul trecut, de pildă, când mi-aduc aminte că era iarăși o plângere generală pe tema banilor, am aflat dintr-o discuție la Ministerul Culturii cu surprindere, trebuie să recunosc, că Ministerul avea printre, mă rog, proiectele pe care le finanța, de pildă, și un festival al Strumbiei. Nu e glumă, este absolut adevărat, dacă s-a mințit și domnul ministru de atunci. Prin urmare, avea și acest, printre altele, desigur, nu. Ideea principală era să dăm fiecăruia câte ceva ca să nu se revolte scumpirile, probabil, nu știu cine. În sfârșit, era... Da. 511.000 de euro, ceea ce la dimensiunea unei țări nici nu e de mult. Exact. Da, deci... Cam jumătate de euro. Asta probabil că e o estimare totuși discutabilă, pentru că în afară de sumele care se consumă efectiv pentru transportul trupelor, știu ce, închirieri, spații și alte asemenea lucruri, onorarii pentru tehnicieni, mai sunt multe sume implicite. De pildă, multe teatre, probabil din București, își pun sările la dispoziție fără să taxeze, care supun. Ba, taxează, dar dar e... Să aveți un fizic probabil. Da. Taxează. Tu n-ai taxat? Nu, doar tehnicul s-a plătit. Am înțeles. Dar la festivalul nostru erați pe scena proprie. Pentru data viitoare. Poate am spus un neadevăr, nu... Eu așa am... În orice caz, în cheltuie licite, de pildă personale, actorii... Da.
Deci o mică discuție despre... Nu, se poate să fim eu într-o eroare despre tragică. Faptul că teatrele bucureștene care găzduiesc trupe venite din alte părți pentru a reprezenta spectacolele selecționate în festival, teatrele bucureștene ar percepe sau nu o taxă de tip chirie și se pare că nu, ci doar se vând bilete și se împart probabil într-un anumit fel sumele recoltate. Îmi cer scuze pentru eventualele greșeli, unele importante pe care le pot face pe acest teren. Nu este terenul care mi aparține, ca să zic așa. De-aia când ați spus... Când ați spus directoare, eu am adăugat imediat directoare artistică a festivalului. Deci eu n-am avut niciun fel de treabă cu partea asta din festival și... muzică mi-aș fi dorit. Asta e din ce am mai auzit, din ce se vorbea în jurul meu și se poate să fi înțeles eu greșit. Deci nu luați de bun ce zic eu în acest domeniu, că fac câmpii. E foarte posibil. De la mică distanță, că totuși dați ușa în ușă cu cei care se ocupă și de partea asta. Da, dar sunt atent la ale mele. Nu voiam să pierd ideea cu festivalul Sulmiei și o să vă spun o dată de ce. Pentru că, bun, anul trecut am înțeles că erau deja mai puțin bani decât acum 2 ani, printre altele, pentru că se împărțeau fondurile în felul acesta. Anul acesta, cu urechile mele, l-am auzit pe domnul ministru al culturii, pe care l-ați avut invitat în închipul într-o sală foarte aglomerată aici. A fost aglomerată, dar asta a fost atunci probleme. Am bănuit. Aproape că mă pregăteam să o aglomerez și eu ca să atunci, în sfârșit, să discutăm ochii în ochi. Atunci a putut să exercita și dumneavoastră presiuni, că era perioada de dinainte de festival și era imperioasă nevoie de sprijinul ministerului. De altfel, să știți că erau persoane aici, colegi ai noștri, artiști importanți, cu funcții importante, care veniseră să pună întrebări despre când vin banii pentru... Și eu tot cam așa și nu am nicio grijă. Deci... Dar n-am mai apucat să pună întrebări respectiv. Nu, problema este că într-o declarație la radio, pe care am auzit-o cu urechile mele, deci nu mi s-a relatat, chiar am auzit-o pe asta, pe la începutul anului, domnul ministru al culturii a spus, anul acesta, din cauza crizei, din cauza fondurilor insuficiente, vom subvenționa numai 3 evenimente din zona culturală. Și le-a enumerat. Și enumerarea începea cu festivalul Enescu, pe bună dreptate. Continua, bănuiesc, cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, acesta era al doilea, și se încheia glorios cu Festivalul Național de Teatru. Așadar, ce se poate deduce din o asemenea declarație? N-avem bani să mai susținem festivalul Sulmiei, dar banii puțini pe care îi avem, îi avem pentru aceste 3 evenimente. Da? Asta cel puțin am dedus eu. Or, în momentul în care constați într-o vizită la minister, pentru că am mers și acolo, așa într-o ceată ca să ne cerim drepturile, în momentul în care constați că la minister se află cu surprindere, așa, oamenii au figuri mirate când aud că există Festivalul Național de Teatru, care e un proiect al Ministerului Culturii de 23 de ani încoace. Ori în fiecare an discuția se reia din același punct, adică din punctul în care vă dăm bani, nu vă dăm bani. Păi n-avem bani. Cum să vă dăm bani dacă n-avem bani? Deci e puțin o situație absurdă, nu că ar fi rară o asemenea situație pe plaiurile noastre, dar nu e totuși cazul să-i punem capăt la un moment dat, cred eu, pentru că e, cum să zic, este anormal totuși ca un proiect de o importanță, nu națională, iată, să fie în fiecare an, repet, supus aceleiași discuții fără sens, în fond, că vă dăm, cât vă dăm, cum vă dăm, nu vă dăm, pe la nave. Cum adică nu aveți? Cum adică nu aveți? Nu știu, mulți, puțin, dar trebuie să aveți niște bani pentru asta. Minte, unde se duc banii? La Sulmie nu mai merg, am înțeles, dar atunci ce se întâmplă?
din moment ce și festivalul George Enescu s-a plâns de puținătatea fondurilor, un eveniment cultural excepțional. Adică eu am impresia că noi nu ne dăm seama, noi împreună cu conducătorii culturii din această țară, nu ne dăm seama despre ce e vorba în cazul unui festival de talia și de calitatea festivalului Enescu. Ce să mai... Nu, ce să ne mai lamentăm? Că... De fapt, nu sunt lamentații, sunt constatări. Da, sunt constatări, dar sigur că trebuie să adăugăm, sau poate eu trebuie să adaug în rol de moderator și deci într-un rol de echilibru, că așa cum de fapt știm cu toții, decidenții din Ministerul Culturii sunt, de obicei, sunt și acum au fost adeseori și în trecut, sunt colegii ai noștri care ajung în joburi respective și care sunt în situația de a gestiona fonduri cu totul insuficiente și de aici poate să apară și situații jenante și... Foarte bine, dacă nu ești în stare să faci astfel de emisie, îmi pare rău, dar nu cred că cineva a fost silit să ajungă în funcția de... într-o anumită funcție, în sfârșit, într-o funcție de conducere, într-o funcție de decizie, a fost forțat de cineva, știind că nu poate să facă nimic. Adică problema nu este că X sau Y, în nume proprii, stau într-o funcție sau demisionează pentru că nu ajung fondurile. Problema este că fondurile cam alea sunt. Sau dacă s-ar putea spoi, atunci trebuie că adevăr a solicitat asta. Și anume nu să dea bani din buget, ci să se bată pentru ca să le fie alocate fonduri mai mari. Iată, da. În sfârșit, nu mai are rost să discutăm acum. Sau, nu știu, probabil că la anul discuția se va relua exact din același punct. Iar vom afla că există Festivalul Național, iar ne vom gândi să-i dăm bani, să nu-i dăm bani, îi vom da, îi vom da, deci, la fel. Anul acesta, după cum ați observat probabil de pe, din materialele publicitare, este primul an din cei 23 de existență ai festivalului, când Ministerul Culturii apare pe ultimul loc. Instituția celor care au susținut festivalul, pe primul loc trecând Primăria Municipiului București, care dădea și până acum niște bani, într-adevăr, dar fondurile principale veneau de la minister. Nu au mai venit de la minister, iată. Toate lucrurile astea legate de finanțare, pe de o parte, pe de altă parte, toată bucătăria de organizare care nu se vede public, aceste două mari categorii de probleme sunt extraordinar de importante pentru infrastructura festivalului, pentru cei care organizează, fără bani și fără efortul instituțional și uman și de relație și de tip tehnic, enorm, pe care o presupune un festival atât de mare, el nu poate avea loc, lucrurile astea nu sunt vizibile dinspre public. În general, publicul vede și află ce este evenimentul, cum e el, cât de spectaculos e el, cât de substanțial e el, cât de sclipicios, dacă vreți, ca în sensul chiar pedetistic al momentului, pentru că e un eveniment de etalare a situații la zi a unei arte care este o artă de scenă, o artă de vedete, o artă de vitrină, de avant-scenă, ca să păstrez un termen teatral care are și sensul metaforic. Și sigur v-aș îndemna să ne oferiți și evaluarea noastră în ce privește parada de teatru pe care ediția 2013 a oferit-o ca foaie de temperatură sau diagnostic sau evaluarea teatrului românesc al momentului. Faptul că am vorbit atât de mult despre bani are o explicație dincolo de cea, să zic așa, anecdotică. Explicația este anume aceea că situația de care am vorbit a grebat cumva și asupra muncii artistice, să zic așa, în selecționerului, pentru că știind de la începutului că banii sunt puțini, fără să vreau mi-am pus frâne eu însă, mi-am pus limite, mi-am dat seama la un moment dat că mă uitam spre scenă cu
gânduri total neartistice, cum ar fi, ce decor complicat au ăștia, asta înseamnă câte tiruri oare care trebuie să transporte decorul acesta spre București. E bine, am dat un exemplu. Asemenea, gânduri ar fi trebuit să fie total străine de privirea senină și sereră a selecționerului, nu, de evenimente artistice. Dincolo de asta, munca de selecționer, care constă, bănuiți probabil, în a vedea spectacole, cât mai multe spectacole, de preferință pe viu, adică în prezent, în sală, cu omul existent. Călătorim mult prin țară, ca să puteți să ajunge la partea tare. Așa e, sau mă rog, la mai multe dintre ele. S-a făcut o estimare, aveți o socoteală, câte călătorii, câte spectacole sunt de văzut într-un an în selecția asta? Știu că Aura Corbeanu s-a ocupat anul trecut de așa ceva și mi-a adus la cunoștință că am văzut 154 de spectacole. Anul acesta... Toate 154 pe viu, cu deplasări sau inclusiv pe casete video? Inclusiv pe DVD-ul, pentru că nu se poate altfel. Și în programul festivalului, până la urmă, înghesuiți câteva zeci, nu? Câte, cam câte? Anul acesta au fost mai puțin de 10, anul trecut au fost 32, cred, de spectacole. Anul acesta au fost, trebuiau să fie 24 s-au anulat câteva, din păcate. Cam asta, deci, a fost. Proporția de selecție este cam între o cincime și o șeptime. Așa se întâmplă, adică nu e ceva ce eu personal să-mi fi propus. Văd atâtea și opresc atâtea. Dar, da, iată, iar revin la povestea cu bani. De la început am știut, adică am plutit așa fraza, vezi, poate anul ăsta aduci mai puține, fiindcă nu sunt bani. Și n-am plutit, chiar a fost. E prea mult să vă cer să ne dați de pildă un exemplu de spectacol bun sau foarte bun cu complicații prea mari de transport, prea scump și la care ați anunțat. Asta a fost cazul spectacolului care era singurul de altfel, care ar fi venit din străinătate, pentru că Festivalul Național de Teatru și-a făcut o mică glorie în ultima vreme, prin a avea măcar un invitat special din străinătate. Anul acesta a căzut cu zgomot această posibilitate, din păcate. Era un spectacol foarte frumos pe care îl văzusem în Suedia, la un festival de acolo, și pe care mi-am dorit foarte mult să-l aduc, pentru că ziceam eu că e prieten, așa, pentru moralul oamenilor. Era în mod interesant Carmina Burana, spun în mod interesant pentru că anul trecut în festival am avut Carmina Burana de la Târgu Mureș, de la Teatrul Național din Târgu Mureș, montat de Gigi Căciuleanu, spectacol de teatru coreografic, cum îi place lui să-și numească operele scenice. Acesta era un spectacol total diferit de ce a făcut Gigi Căciuleanu. Era un spectacol multimedia, dacă pot să zic așa, un spectacol în care intrau teatrul, muzica, nu atât dansul, cu un fel de mișcare coreografiată, proiecții de film, timp real și proiecții înregistrate. Era, după părerea mea, din foarte multe puncte de vedere, un spectacol exemplar. N-am putut să vină, iată, din păcate. Bun, aici, în ce privește transportările de spectacole din străinătate, sigur că asta costă mai mult. După părerea mea, dacă dați voie să exprim și eu o părere, e discutabilă ideea în sine de a aduce spectacole străine la Festivalul Național de Teatru, pentru că, evident, ies din definiția festivalului, din profilul festivalului.
spectacole bune, excepționale, se găsesc în lume destule și să pună problema unei selecții reale de cele mai grozave spectacole de acolo și de acolo, încât, sigur, orice lucru bun pe care îl putem vedea din lumea largă, e ocazie care poate fi arată pozitivă, dar altfel nu văd. Mai degrabă aș vedea cum s-a întâmplat, cred, am trecut acum 2 ani, mai degrabă sunt de ratașat la un festival național de teatru montări în străinătate ale unor regizori români, de exemplu, care să aibă o legătură cu mediul teatral românesc. Fără îndoială. Știu că au venit spectacole, unele foarte importante, de mari regizori străini la toate edițiile festivalului național de teatru, dar părerea mea e că e discutabilă ideea în sine. De la... Da, înțeleg ce spuneți. Nici eu nu cred că Festivalul Național, câtă vreme va purta acest nume, trebuie să facă o concurență, sau mai puțin loială, festivalurilor internaționale, care la ora asta nu sunt puține în România și care asta au ca profil, ca intenții, ca țintă și așa mai departe. Adică să aducă spectacole din străinătate. Nu e normal ca Festivalul Național să intre în competiție cu un asemenea tip de festival. Altceva era aici ideea aceea de invitat special, pe de o parte, adică în mintea mea era un spectacol special poate să capete acest statut de invitat special, iar pe de altă parte, așa cum am spus, am încercat, într-adevăr, în anii trecuți, să aduc spectacole din străinătate care să aibă legătură cu România, fie prin numele regizorului sau, în sfârșit, echipa de realizator, fie prin numele autorului dramatic. Asta, deja, acum 2 ani, a fost posibil. Acum 2 ani am sosit, de altfel, mai bine zis, în 2011, ca să spun exact, a sosit de pildă un spectacol realizat de Andrei Șerban la Budapesta, la Teatrul Național din Budapesta. Era așadar un regizor român care lucrase în străinătate. Anul trecut, deja capacitățile noastre de absorbție s-au redus și anume a sosit doar un spectacol din Coreea de Sud, care avea la bază un text al lui Eugen Ionescu, Eugen Ionesco, și compatriot cu noi, cel puțin atât cât noi ne dorim acest lucru. Era de altfel un spectacol care a venit atunci în întregime pe banii săi. Pentru că alte spectacole, cum era de pildă un foarte frumos Vicleniile lui Scapin, făcut de Silviu Purcărete la Teatrul din Debrețin, tot în Ungaria și destul de aproape de granița noastră, n-a putut să sosească, n-a putut veni. Anul acesta n-am mai avut nici măcar acest caz fericit cu autorul român, jucat de o trupă străină. Aș fi avut, desigur, o listă și aici de artiști români care au lucrat în străinătate, nu mai spun de același Andrei Șerban, care a luat un premiu de regie tot la Budapesta. Deci, iarăși, nu vorbim de Australia aici totuși, vorbim de o țară, cum se spunea pe vremuri, vecină și prietenă, acum o țară vecină, în orice caz, de unde nu se vine cu atâta greutate, nu? Nu s-a putut nici asta. Din urmare, a fost o scădere de la an la an tot mai pronunțată, așa, ai senzația de ziduri care vin tot mai aproape de tine, nu vreau să mă la Bolivia și la spuma zilelor și casa aceea care se tot micșorează așa, dar uneori trebuie să recunosc că am avut această senzație. Așadar, care a rămas asta parte privind programul bogat, aici vedeam, alergi de la sală la sală, în cele cât 10 zile aproximativ, bilanțul unui an teatral românesc pare destul de consistent. Cum îl vedeți dumneavoastră? Cum ați vrut să mi-l arătați nou? Eu așa m-am gândit, adică cam asta am vrut să fie.
încercând totodată să, așa, în urma vizionării numărului de spectacole, nu știu, peste 100, cum ziceam, ceea ce mi s-a părut că ar fi de relevat, într-un fel sau altul, ar fi faptul că actoria românească a început să fie din nou bună și foarte bună. După ani mai lungi în care nu știu publicul cum resimțea acest lucru, deși, dacă ne luăm după unele reacții, resimțea și el ceea ce specialiștii de plângeau amarnic, și anume decăderea, să nu ne fie teamă de cuvinte, chiar decăderea Școlii Românești de Teatru, cel puțin în partea ei actoricească, de vreo 2-3 ani încoace, altul poate să zic, a început să se observe un revirament net la acest capitol, după părerea mea. Deci există actori tineri. Actori, da, 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 exact. Există actori tineri foarte buni și foarte buni. Și asta cred eu că am observat, așa să zicem, ca o tendință, poate prea mult spus, așa, ca un curent care trece prin teatrul românesc în general, aș spune. Și a fost unul dintre motivele pentru care am așezat în focusul ediției din acest an arta actorului. Nu era un actor tânăr în acest spot de lumină. Da, exact, în acest rol. Era o foarte mare actriță veșnic tânăr a teatrului românesc, mă rog, nu, din păcate a trebuit să anulăm cele din urmă aceste spectacole. Mariana Micuț, da, exact. Care în ultimii câțiva ani susțină un set impresionant de roluri principale. Da, și nu numai atât. Spectacole pe cele două scene ale Teatrului Andra. Exact, și nu numai, și la Teatrul Național. Și la Teatrul Național, sigur, unde asta furniza ocazia de a vedea o mare actriță în câte erau, 4-5 spectacole de clasă, de talare, de joc catolicesc absolut excepțional. Din păcate, România s-a avut o problemă de sănătate, care a suferit cu foarte puțin înainte de începerea festivalului. O săptămână înainte și au rămas în programul festivalului rolurile, ca să spunem așa, complementare celor din spectacole, și anume TVR a dat, a difuzat de ce dracu de Remedica, care joacă și Mariana Micuț, Radio România a difuzat spectacole. Da, Radio România a făcut un lucru minunat, a susținut practic această formulă. În care Mariana Micuț prezentă vocea sa excepțională, dar celelalte evenimente, inclusiv întâlnirea cu Mariana Micuț, au fost din păcate, și mă rog, sper că publicul nu a avut foarte tare de suferit și nu va avea în continuare, pentru că acestea sunt spectacole care se joacă toate și în cursul stagiunii, așadar cine nu a putea să le vadă până acum și n-a avut ocazia să le vadă în festival, le poate vedea după aceea și își poate face o idee de ce era să fie acest focus. Dar focusul acest punct central, să zic, dedicat artei actorului, avea menirea de a atrage atenția asupra ceea ce am crezut eu că poate fi observat în spectacolele pe care le-am văzut. Era o secțiune care la această ediție lua locul sau extindea puțin profilul focusurilor de la edițiile precedente, care fuseseră dedicate unor regizori. Exact. Câte un regizor pe ediție, acum era la anunță pe ediția 2013 și nu știe ce va mai fi mai departe. Da, cam asta era ideea principală, așadar. Altfel, spun asta pentru că în diversele discuții pe care le-am avut cu oameni de presă, în special, înainte, în timpul și după festival, am tot fost întrebată cam ce pot să spun despre teatrul românesc, așa cum s-a
văzut din acești ani. Cam asta pot eu să spun despre teatrul românesc, că semnele sunt foarte încurajatoare, pentru că dacă avem actori, înseamnă că vom avea teatru. Nu spun o noutate, acum spun o banalitate absolută, dar care pare să e uitată din când în când, pentru că e atât de banală această banalitate. Că teatrul poate să existe fără foarte multe lucruri, fără regizor, fără scenograf, fără lumini, fără clădire, fără scenă, fără un milion de lucruri. Fără două lucruri, însă nu poate să existe. Unul este actorul, celălalt este spectatorul. Asta este definiția teatrului în două cuvinte. Actor și spectator. Dacă unul din acești termeni dispare, dispare teatrul. Din fericire, nu sunt semne că s-ar întâmpla asta. Și, din potrivă, creșterea vizibilă, aș spune, a calității actoriei în România anunță menește de bine pentru viitor. V-aș întreba și în privința regiei și în privința opțiunilor repertoriale, alte două unghiuri de acroș, de valoare. Regizoral vorbind, Festivalul Național de Teatru arată ediție de ediție ca un fel de selecție a unor spectacole cel puțin foarte interesante, adeseori foarte bune sau excepționale, semnate de principalii regizori activi oameni activi ai perioadei, de la Andrei Șerban, Curcărete, Davija, Mănuțu, Tompa, ajungând la Victor Ioan Frunză, Radu Afrim și nu știu dacă scapă cineva din pleiada actuală, să zicem, de vârful regizorale românești, la care se adaugă fie regizori importanți, cu spectacole foarte bune ale generațiilor mature, fie regizori tineri care vin din urmă. Cum au stat lucrurile pe schema asta la ediția 2013? Am spus la începutul întrebării că ar fi vorba despre două direcții, să zic așa. Al doilea, unul de acroș după. Unul ar fi tema revizorală, celălalt ar fi tema repertorială. Trebuie să spun că în viața teatrală curentă, aceste două teme se întrepătrund, mai chiar suprapun. Și cei care se ocupă de teatru în mod direct, cei care lucrează în teatru, știu foarte bine ce spun eu acum. Și anume că, în general, în ziua de astăzi, repertoriul teatrelor se face în funcție de propunerile regizorilor. Sigur, nu e o situație normală aceasta și nici măcar neapărat de dorit, dar este o realitate. Face că nu observăm. De obicei, nu se... sau mai rar se întâmplă așa. Ca teatrul să aibă o listă de titluri și să cheme pe urmă regizorii și să spună, iată, astea sunt, acesta este repertoriul nostru, ești interesat să montezi vreuna dintre aceste piese? Se întâmplă asta cu regizorii tineri, e adevărat. Un exemplu recent de proiect repertorial al unui teatru și un exemplu proeminent, cred și foarte interesant, este proiectul integral al Caragiale Naționalului Bucureștean de anul trecut. Fiind aniversar, an de calendar caragiale, teatrul și-a propus ca Teatrul Național, care și poate numele, să monteze toate piesele de Caragiale, dar chiar și ceva pe deasupra, adică și două locuri. Și de aici au și un set de spectacole foarte interesante. Există și excepții la ceea ce am spus eu mai sus, bineînțeles, dar și aici, în cazul acestei excepții pe care ați menționat-o, lucrurile cumva au mers împreună, adică, spre exemplu, două loturi este rezultatul propunerii regizorului, nu a teatrul oferise doar textele dramatice. Teatrul își propusese să facă integrala caragiale, integrala textelor dramatice.
saraciale, lucru care nu s-a putut comunica, pentru că, iată, unul dintre revizorii invitați nu a mușcat momeala, ca să spun așa. Și a zis, da, mă interesează saraciale, dar nu piesele, mă interesează așa. Dar integrala s-a realizat totuși plus două loturi, singura, de fapt, lipsa a fost provocată cu dispariția lui Alexandru Tocilăscu, care era angajat pentru, cred că, Noaptea Furtunoasă sau... Nu, Noaptea Furtunoasă exista deja în repertoriu, o montare puțin mai veche a lui Felix Alexa. Deci, Tocilescu ar fi urmat să monteze Dale Carnavalului, dorea să monteze Dale Carnavalului. Așadar, în momentul de față, în România, principalul factor de... principalul făcător al repertoriului este regizorul. Asta pentru că și teatrul românesc a fost foarte multă vreme și continuă să fie încă un teatru al regizorului. În timp ce în lume s-au mai schimbat puțin lucrurile, dar asta este o discuție separată, bineînțeles. Așadar, când vorbim despre regie, vorbim aproape implicit și despre repertoriu. Aici, regizorii, sigur, ei continuă să existe și să fie deosebit de activi. Unii, alții mai puțin activi, unii, aș spune, sunt excesiv de activi, în sensul că montează mai mult decât ar putea să-i țină propriul talent. Și nu-i vorba mai de talent aici, e vorba de capacitatea efectivă de a lucra la un nivel foarte înalt. Atunci când ești presat de termene, de ceas, ca să zic așa, nu poți să faci capodoperă chiar în orice condiții și nu una după alta în orice caz. Noi ceea ce le cerem regizorilor să facă, asta este, să facă o capodoperă după alta. Nu iese de asta. Nu cu frecvența cu care ne-am dorit în orice caz. Așadar, sigur, au continuat și continuă să existe spectacole importante, spectacole făcute astfel importante de către regizori, importanți și de către regizori tineri, uneori apar urmașii din fericire, urmașii școlii de regie. Și repertoriul care se desenează prin adiționarea acestor contribuții are o componentă clasică, puternică, asta pentru că e normal, regizorul în general lucrează mai bine pe un text clasic, lucrează, face lucruri noi pe un text clasic decât pe un text contemporan. Există excepție aici, excepția cea mai vizibilă este Radu Afrin, care în general preferă să monteze texte contemporane. Asta dar pe... care la această ediție a fost prezent cu o excepție la standardul său de excepționalitate și anume cu montarea lui Paravastru. Exact, exact. Și aici pentru eventualii fani Afrin supărați că el nu a fost prezent în festival și cu alte titluri în afară de Paravastru, am să explic și de ce. Anume pentru că mi s-a părut că spectacolul Nevasta dă cu adevărat forța viziunii creatoare a lui Radu Afrin. În timp ce un spectacol foarte frumos de altfel, de la Teatrul din Ploiești, pe care l-am recomandat în afara festivalului cumva și care a venit în turneu la București în timpul festivalului, nu făcea decât să-l arate pe Radu Afrin încă o dată ca pe el însuși, pentru că el este dintre acei regizori care își creează un univers al lui. El are universul său definit de câteva coordonate pe care îl regăsești practic în toate spectacolele. Spectacolele lui sunt Radu Afrin vorbind cu nume daneze, norvegiene, românești, englezești, dar tot el e. Aici, în Nevasta, mi s-a părut mie că era Radu Afrin plus încă ceva, plus anume Caragiale, într-o formulă surprinzătoare. Că spectacolul, sigur,
nu seamănă deloc cu piesa și în același timp este foarte tare piesă. S-a părut exemplar din punctul acesta de vedere, nu numai pentru Carlo Afin, dar exemplar pentru... Am văzut și o spectacolă în festival, am văzut, nu reușisem să-l văd înainte. Și ce părere aveți și afilolog? Mi se pare extraordinar, absolut colosal. Și chiar mă întreb câți filologi din cei care sunt acum aici au apucat să meargă să vadă nepasta asta la Național. E un spectacol răznic. Pentru că păstrează structura vestului de aceea, sau structura visală a vestului, o transpune pe corp contemporan și o proiectează pe cel puțin două nivele pe care vestul Caragiale nu le are în vedere. Și anume un nivel foarte înalt supraadăugat, și anume un nivel mistic și religios, și un nivel foarte profund substructural, și anume nivelul structurii psihicului uman, structurii psihicului feminin. Cred că la epoca respectivă, Caragiale s-a gândit la ceea ce era atunci psihologism, deja ibsenian și alte asemenea lucruri, dar ce face aici, prin mergând până la structura cortexului și toate lucrurile alea, viziune aproape și oind de sânge sau și la propriu și oind de sânge la final, ține, cred că, orică pe post-freudian, în timp ce Caragiale încă nu era un post-freudian. Da, mi simt că un geniu se gândește atunci când își face opera, indiferent de ce formă scrisă sau altminte, se gândește la categorii și... Accept dojana dumneavoastră. N-a fost o completare. În orice spectacol mi se pare splendid și am văzut întâmplător, dar e o întâmplare pe care noastră a sticluit-o, ca selecționeră și organizatoare de festival, în seara următoare, spectacolul a fiind mai cu Vocea pe muzica Mariei Tănase, și mi se pare că a ieșit o pereche foarte interesantă de reprezentații, pentru că până pasta montată de Radu Afrin, care este un spectacol, spun pentru cine l-a văzut foarte scurt, un spectacol care se petrece într-un decor de interior contemporan, apare și un grup de tine care revine la rândul spectacolului și care dansează, se tăpădesc de acolo, descriu diverse coreografii erotico-muzicale și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt însoțite de o muzică live a Luizei Zan și a acompaniatorului Seoan, dar este și o orgă electronică implicată și muzica asta este un fel de prelucrare de muzică tradițională românească, filtrată electronic și poate în alte feluri, nu știu să definesc exact acum, dar e un fel de extract, de substrat folcloric o Maria Tănase spre o muzică electronică a zilelor noastre. Ba chiar la un moment dat, un spectacol spre început, la începutul spectacolului apare și o figură simbolică folclorico-tanatică, e un fel de imagine a morții, femeie întravestit, pentru cine recunoaște de mare mamale în travestiul respectiv, care aduce țintelul și a ceea ce Maria Tănase făcuse ca femeie modernă, inteligentă, cultivată, prelucrând un tipar folcloric și restituindu-i în splendoarea lui. Lucrul ăsta, până primește, după spectacolul nepasta, primește în complement un spectacol făcut integral, un spectacol de muzică, l-am văzut tot aici la Bordeaux, alături, un spectacol de muzică electronică al lui Vlaicu Vâlcea, pe care filmării a trebuit să știe, care prelucrează partituri piesei ale Mariei Tănase. Afrim înscenează toată povestea cu un grup de parcă 12 actrițe și vreo 7 actori, tineri, aproape toți, plus Maia Morgenstern, care cântă, dansează ca niște oameni ai zilelor noastre, dar totuși muzica vine de acolo. Deci e tot un fel de prelucrare de substrat
transpusă către zilele noastre. Iertați-mi extensia asta cam exagerată. Voiam doar să fac o precizare, anume că spectacolul despre care vorbiți și care fac un video foarte simpatic, care este greu de... Când e scris, hai, e mai hai, you, nu hei, you, al doilea fiind scris pe englezește, adică e mai greu de explicat așa, când e, se vede scris, e mai clară intenția. Acest spectacol, care a fost într-adevăr găzduit de Godot Cafe Teatru, este rezultatul unui atelier pe care tinerii actori, participanți la Gala Tânărului Actor Pop de la Costinești, din vară, Gala Tânărului Actor s-a reîntors la Costinești, nu se mai ține la Mangalia, l-au făcut acolo, în timpul festivalului, cu Vlaicu Golcea, de șef de atelier, dacă pot spune așa. Rezultatele acestui atelier au fost apoi strânse de Radu Afrin, care este noul director al Galei Tânărului Actor, au fost strânse într-un spectacol de sine stăpător, să-i spunem astfel. Dar inițial era vorba pur și simplu de un atelier. La acel atelier au participat, eu n-am fost la Costinești, asta pare, mi s-a relatat ce s-a întâmplat. Acel atelier care era dedicat participanților la concurs a fost apoi invadat, dacă putem spune așa, în sensul bun al cuvântului, de actori consacrați care se aflau în acel timp la Costinești pe post de invitați, pe post de privitori, nu de actanți, ca să nu zic acționari. Maia Morgenstern a fost unul dintre ei, dintre acești invadatori, în sensul bun al cuvântului, Dorina Chiriac, mai era în sfârșit, erau actorii serioși ai teatrului românesc, care au fost atât de plăcut, impresionați de ce făceau acolo tinerii cu Blaicu Golcea, încât și-au dorit să participe și ei, ca să-și reîmprospăteze forțele. În ceea ce s-a văzut la București, doar pe Maia Morgenstern am adus-o, așa zicând, dintre cei consacrați. Gândul era să fie văzuți în primul rând din tinerii, adică nu voiam să fie copleșiți, să fie copleșite mlădițele tinere de către numele grele. Și acest rezultat a putut fi văzut așadar, cum am spus, și din câte am înțeles, asta ar fi peste bună, din câte am înțeles, ei se gândesc să păstreze spectacolul și să-l joace în continuare, așadar va mai putea fi văzut. Inițial era vorba de un fel de reprezentație unică, în absolut, la București. Acum am înțeles că o să-l și reia. În festival au avut sala plină și un entuziasm mai pomenit. Arhi plină și publicul chiuind și el. Da, bun, nu vă abandonăm, vă mai punem multe întrebări, dar aș vrea să dau un microfon și către colegele noastre care au ajutat la una dintre părțile nevăzute despre care deocamdată am vorbit destul de puțin, la partea de organizare, de expunere publică și către presa festivalului. Și o invită pe Maria Zărnescu să ne spună două vorbe despre ce am făcut la ediția asta, dacă am mai relucat și la alte ediții pentru FNT. Vremuri memoriale, nu cred că pentru FNT nici nu se mai până acum la socoteală. Nu, anul acesta practic a fost prima ediție, să spunem, de lucru profesionist la FNT, care m-am ocupat strict de partea de comunicare către presă și de tot ce înseamnă de a face relații cu presă. Vremurile memoriale, evident, înseamnă în urmă cu puțini ani, dar e vorba probabil de ceva ce se întâmplă tot timpul, s-a întâmplat și la această ediție, și anume pe lângă stafful propriu-zis al Interului, al teatrelor bucureștene, care deleagă oameni și rezultă o echipă de organizare care ocupă o pagină întreagă în chiar două în catalogul festivalului, care an de an e un album.
foarte frumos și foarte interesant, o bază de date spectaculoase și de imagini a teatrului românesc, a unui stagiun teatral. Pe lângă, deci, acest staff numeros de organizare, participă an de an și studenți sau masteranți, deci tineri care au studiat sau încă studiază de obicei teatrologia și managementul cultural la Universitatea Națională de Arte Teatrală și Cinematografică și care uneori vin și la cafenea noastră și probabil că mai întâi ăla a fost rolul, nu? Da, într-adevăr, acela a fost momentul. Facultatea de teatru și secția de teatrologie venea oricum mai târziu în, să spunem, în pregătirea mea profesională, urma altor studii de dinainte. Chiar mă gândeam acum, venind către dumneavoastră, că cred că doar cu o oră înainte să plecăm în pace, am primit o interesantă, să spunem, raportare din partea unei agenții de monitorizare media. Ce am primit astăzi erau strict cifre. Grafice, fie sub forma, știți probabil, exprimarea din publicitate, forma aceea de tort, cu felii, fie în forma de grafic matematic. Și mă gândeam că poate pregătirea mea precedentă, preliminară de în zona aceasta m-a ajutat foarte mult. Ce zona? Ce zona? În zona ingineriei, ca să fiu foarte... Ce profil? Un profil chimic și mai ales. Să știți că sunt multe cazuri în teatru de oameni care au pregătire matematică sau ingineriță. Teatrul țara asta a avut a face și cu o ingineriță chimică. Ingineria chimică, uite, cu un regizor așa. Iată și cu foarte mulți regizori care au făcut matematică pură, studii matematice. Și mă uitam acum cu prietenie pe aceste grafice, nu cu respingere, cum mulți dintre studenții de la facultatea unde funcționez la UNEATC se uită când aud de matematică, indiferent de secția pe care o urmează. Mă uitam cu prietenie și mi-am dat seama de multe ori că cifrele sunt mult mai poetice decât am vrea noi să le lăsăm să pară. Aveți o privire sceptică. Nu fac parte dintre aia care s-au uitat la cifre, să știți, am fost olimpic de matematică la noastră. Și cifrele pe care le-am văzut și mai ales aceste grafice spuneau niște lucruri foarte interesante despre experiența mea din acest an la FNT. Pentru că am plecat la drum cu experiențele anterioare, sigur, dacă nu neapărat personale, ale colegelor mele, cărora le-am urmat în funcție, să-i spunem, deși e poate prea lemnos spus. Am plecat cu experiențele anterioare, am plecat cu lecțiile bine învățate la facultate și am aplicat niște modele funcționale ani și ani de zile. Iată, de peste 20 de ani ele au funcționat. Dar ne dăm seama, an după an, că aceste modele se schimbă, odată, sigur, cu lumea ca să fie zocomă acum, la fel ca și cifrele, se schimbă și trebuie să ne... Lumea și cu mass media, pentru că asta e... Exact. Asta e deriva, legătură între festival și public, deriva esențială. Și atunci, plecând de la cifrele pe care le-am pornit, de le-am pomenit și de la unul din evenimentele foarte interesante, s-au vorbit acum în special despre spectacole la discuțiile noastre, dar au fost multe, foarte multe evenimente, noi ne spunem conexe, e un termen generic, dar ele fiecare au personalitatea lor. Trebuie să numim. Să ne numim, sigur că, da, spectacole, spectacole, filme, foarte multe filme, anul acesta am avut un parteneriat cu Transilvania Film și cu ce distribuie ei în România. Sigur că toate cele patru producții prezentate aveau într-un fel sau altul legătură cu teatru, fie că era vorba despre premiera în România filmului Faust, fie că era vorba despre undeva la Valiula regizat de Silviu Curcărete, fie că era vorba de filmul regizat de Horatiu Mălăiere. Și a mai fost un film, dar o să mi-l aduc aminte pe parcurs. A fost un film de străin. Nu vreau mai întotdeauna cifrele. Au fost, noi am zis concerte, sigur că ați pomenit deja de acest
spectacol la film cu Vâlcea, dar am fost unul foarte, foarte, l-am iubit. Este vorba de muzica în teatrului Next Generation. Așa era titulatura complet. Țari, adică n-am putut ajunge acolo, deși prețuiesc enorm de compozitor și tânăr, deși multipremiat anul acesta mai bun. Ești o lungă carieră de muzică de scenă pentru Victoria Frunză, pentru care toată lumea teatrului că știe și l-a remarcat de mulți. Așa a început, dar are multe... Are într-adevăr o siluetă așa de veșnic adolescent, înalt așa, în loc și ce face de copilanie. Și probabil în suflet pe măsură am fost un spectacol la sala Studio a Teatrului Odeon, unde și-a prezentat nu doar muzici ale spectacolelor, ci și așa cum spuneam, muzici care încă nu și-au găsit piesa. Și practic era un spectacol concert de sine stătător în care a avut pe lângă câteva sati care funcționează și o serie de invitați din zona dansului și a muzicii vocale. Mai poate fi văzut ce a dat am văzut deja, este programat, cred că astăzi am și văzut programat în stagiun, în luna aceasta la Teatrul Maghiar din Timișoara, la Cichipierdiei. Apoi au fost mult iubite de către noi cei care nu am prins poate toate ce anume. S-a fi filmat reprezentația de la Odeon sau nu? Ca spectacol integral nu cred, probabil că au fost partenerii media care filmau integral. Intervin numai o clipă ca să completez ideea componentei coreografice a festivalului prin două spectacole, că spectacole au fost foarte interesante, care s-au petrecut seara, chiar noaptea, după ce se încheia programul oficial, în clubul Uniter. Și într-o seară am avut acolo actori de la Teatrul Maghiar de stat din Cluj, care au cântat, doamnelor și domnilor, ca niște profesioniști adevărați, ei fiind actori adevărați și foarte buni profesioniști ai scenei vorbite, dar au și cântat la alt nivel, ca să zic așa. Iar în seara următoare, o surpriză extrem de plăcută a fost prezența scenografei Alina Herescu într-un mini-recital de tangouri. A dansat Alina Herescu, tango argentinian, superb, superb, de-a dreptul. Asta pentru atmosferă trebuie să adaug. Și poate ca o idee pentru edițiile viitoare ale FNT să fie o secțiune specială de actori muzicieni, scenografi, dansatori, ingineri care își vor face micile lor colocuri nocturne, dar nu vreau să exagerăm. Și așa mai departe. Mult iubitele de noi Ivan FNT, care anul acesta s-au numit rețete de succes în dialog și care au adunat manageri teatrali din toată țara, fie ai teatrelor independente, fie ai teatrelor de stat. Și a fost că aici vreau să ajung, pornind de la graficele cu care mi-am început speech-ul, un colocviu critic care, până la urmă, avea ca temă exact ceea ce vorbim noi acum. Criticul, slash, din română, limba română, critica, transformare sau dispariție, de fapt, sau transformare. Și au fost acolo tot felul de comunicări ale criticilor, nu doar români, ci și foarte mulți invitați străini, pornind exact de la situația cu care ne confruntăm și de la transformările prin care trece media și nu atât media, cât mai ales suporturile media, de aici o să mă întorc la grafice, care este soluția până la urmă de a te adapta în ritmul în care media se transformă. Este momentul să dispărăm și nu ne referim strict acum la critica de teatru, ci la ceea ce înseamnă media în suporturile sale tradiționale, să spunem, sau trebuie să ne transformăm odată cu multe lucruri care se transformă în jurul nostru. Și uitându-mă acum la cifre și la grafice, am înțeles
înțeles că anul acesta, cel puțin această monitorizare, vedea ca rezultate faptul că mai mult de jumătate din multe, de chiar foarte multe de apariții media au fost în mediul online și din acestea mai mult de, și de fapt din toată cantitatea, mai mult de sfert a fost strict media, să spunem, social media, în termenii englezești, nu prea avem echivalentul românesc. Să explicăm... Rețelele de socializare. Nu doar rețelele de socializare, asta vreau să spun, pentru că este într-adevăr Facebook-ul intră acolo, intră Twitter-ul, dar intră și blogurile personale, blogurile care de multe ori nu neapărat sunt dedicate teatrului, dar sunt bloguri pe diverse tematici care găzduiesc. Unul din, mă uitam acum, unul dintre bloguri care nu avea nicio legătură cu teatru. Și mi-aduc aminte de una dintre comunicările de la acest colobiu, susținută de un american, care a avut o idee pentru noi amuzantă, dar de reținut, ne-a atras atenția în formulare și în termen pe care l-am reținut, se numește Tweet Row. Tweet Row este un ultimul rând în numele său de teatru din New York, unde venea domnia sa, care conține așa un rând lung de tineri, tot timpul știți scena, o știți prea bine, stau cu degetele pe tastatură și practic va trebui probabil să inventăm verbul, twitteresc în timp real. Nu chiar schimbă probabil în ce trăiesc cu prietenii, ci schimbă impresii despre ce se întâmplă atunci pe scenă. Că suntem de acord sau că suntem de acord cu aceste modalități de comunicare, rămâne ca timpul să ne demonstreze. De acord nu are rost să fim sau să nu fim, pentru că ele se întâmplă. Dar trebuie să le luăm să fim în considerare. Sau de acord asupra reprezentativității, substanțialității, relevanței. Așa că asta vă spuneam că experiența mea de acum practic aducea lecțiile învățate în facultate și experiențele la evenimente pe o asemenea amvergură și încerca să o combine cu lucrurile cam, care se întâmplă. Cam câte persoane au lucrat din lista de două pagini, din partea asta de organizare de evenimente, relație cu presa, anunțuri, semnalări de noutăți în fiecare zi, recomandări de publicare sau producție, tot ceea ce ține de comunicare și de organizarea asta pas cu pas după ce eveniment a început. Este o expresie celebră, o echipă mică, dar vioaie. Inimoasă. Inimoasă. Nu, câteva persoane strict în zona de comunicare, dar cred că a funcționat. Cel puțin cifrele care au venit, fie sunt forma de tot, fie sunt forma de grafic, parcă ne dau notă de trecere. Da, vreau să adaug că fiind echipa pe de o parte de comunicare, dar pe de altă parte foarte mică, pentru că sunt multe lume care apar acolo, dar cei care au ținut efectiv plânele festivalului n-au fost foarte mulți și după o primă fază de specializare, ca să spun așa, urmează faza în care toată lumea face de toate puțin. Sigur, în privința comunicării, ea a avut foarte multe de făcut, nu numai comunicatele de presă, astea erau partea vizibilă a muncii ei, erau și relațiile cu fotografi, cu invitații la conferințele de presă și așa mai departe. Prin urmare, mult peste ceea ce se vedea în exterior. Pe lângă asta, de la un punct încolo, cum spuneam, au fost oameni care au făcut de toate tot timpul. Și nu vreau să chiar dacă ea stă în umbră acolo, nu vreau să mă ajungem pe Tamara Suson. Da. Înainte să îi dăm și un microfon, pentru că am un scaș, Tamara Susoi a spus că nu vrea să vină de la început de aici, director, stă acolo deoparte, dar că mă avertiza să mă rog. Dacă reușește să vină așa seară, o să dăm și pe ea să ne spună ceva despre festival, despre cum se vede festivalul din perspectiva ei. Înainte de asta, am să spun ca să completăm schița asta de organizare, că lucrurile se extind
cu toată lumea făcând de toate, până la grupurile de tineri, foarte tineri, studenți, masteranți, doctoranți de la un ATC, care anul ăsta de vită s-au ocupat de standurile de carte, de cărți, de teatru, legate de teatru care s-au lansat de-a lungul zilelor festivalului și de standul din pasajul universității. Cred că multă lume de aici a trecut din PNT prin pasajul universității, ieșind la metrou. Și acolo, în mijlocul pasajului, a fost un stand al Festivalului Național de Teatru cu tipăriturile festivalului, cu cărți legate de teatru. Deci a fost un punct pe care eu cel puțin l-am văzut și mi s-a părut pe ele. Bun, acum, înainte să dau pe mare un microfon, pe casă și nu vrea să iasă în scenă și vrea să-i fac și mai complicată lucrarea, o să citesc din cartea Cristinei Lusiețchi despre dictatori și alți demoni, un foarte interesant jurnal de repetiții la Julius Caesar, Julius Caesar, montarea lui Alexander Hartwater de la Teatrul Național din Timișoara. Deci o carte de making of spectacol. La sfârșit, Cristina Lusiețchi adresează mulțumiri celor care au ajutat-o, celor din teatrul Timișoara, celor și altora care au ajutat-o la publicul acestei cărți. Și mie mi-a atras atenția următorul paragraf. Recunoștința se îndreaptă către prietena mea, Tamara Susoi, omul pe a cărui mine profesională merg 100%, o să fie relația în video și aici, pentru că îmi inspiră necondiționat atât la încredere. Îmi mulțumesc pentru lucrarea, seriozitatea, acribia, dar și generozitatea pe care a proiectat acest volum și pentru numeroase lăsate sugestii pertinente. Doamna, poate ne spui și ce sugestie ai făcut, Cristine, pentru cartea asta și cum se vede festivalul din unghiul tău de ani de zile, ești dedicat în organizarea FMT. Și spune-ne ce ai făcut și în anii trecuți, ce faci acum, ce ai făcut acum, mai cum s-a făcut. Doamna Susoi lucrează în invitatul Odeon, a trecut și la din Mormânt acolo și o echipă. Da, Alina m-a și adus la acolo de undeva. O echipă care ne-a mai zis de foarte... Iar pe Cristina Tudor am adus-o eu după ce am lucrat împreună la Festivalul Național de Teatru. Voilà. Așa că e o lume a prieteniei. Și la fel, din prietenie, nu am lucrat, de fapt, am simțit că fac o muncă pentru Cristina. Pur și simplu, din curiozitate, i-am trimitat... Pentru că, pur și simplu, pe măsură ce scria fiecare capitol, mi-l trimitea pe e-mail, rugându-mă să-l citesc, ceea ce am făcut cu foarte mare plăcere. Nu mai amintesc acum exact ce sugestii am făcut, erau oricum mărunte, ea este extrem de drăguță și a exagerat mult. Ce a scris acolo? Ne cunoaștem din facultate, așa că... Ca persoană, că el are nevoie în exces de modestie. Da. Bun, festivalul. La festival sunt în echipă de 9 ani de zile, deci mie nu vine să cred că a trecut atâtea ediții. Și atunci nu am prea multe de povestit, pentru că munca mea este destul de tehnică, foarte specializată la departamentul de protocol. Asta înseamnă că mă ocup de invitarea criticilor de teatru, în primul rând a jurnaliștilor, a oamenilor de teatru și a celorlalți invitații festivalului. Am făcut listă de protocol pentru fiecare reprezentație în parte, anul ăsta cred că au fost vreo 51. Și cam asta. Pentru că selecția e de doar câte 23 de spectacole, dar ele se joacă de două ori. Da, cifra se dublează. Cât din festival, de exemplu, reușește cineva care se ocupă de protocol și de tot timpul să aibă grijă lumea să ajungă acolo unde trebuie să ajungă la și să primească avans, plicul cu invitații pentru fiecare spectacol ales din festival asta. Trebuie să și rezolvați mici care apar. Cât din festival reușiți să vedeți?
Și din perspectiva de acolo și din perspectiva celor care se ocupă de imaginea festivalului. Din păcate, destul de puțin nu reușim să vedem chiar ce ne dorim, pentru că datoria mea este să fiu la intrare, să ne întâmpinăm oaspeții în fiecare seară. Și pentru că suntem destul de puțini și foarte multe reprezentații, uneori în paralel, la aceeași oră, și mai mult, cam 5-6 pe zi, când va să fie uneori, acoperam cam două spectacole pe seară și atunci, ca să pot să fiu cu jumătate de oră, cel puțin 40 de minute înainte de a începe spectacolul, nu puteam să rămân la un spectacol până la sfârșit să-l văd. Deci are o bogată colecție de jumătăți prime, da, de spectacole. Da, cam așa. Am și câteva spectacole. Cum am dat teatrul românesc văzut prin jumătatea de început de spectacole? Un pic de fapt, am ales să văd câteva spectacole integral și mi le-am ales cu atenție ca să pot să fac ambele și utilul și plăcutul. Așa că am reușit să ajung la câteva reprezentații foarte bune. Bun, din partea asta dată, câte spectacole ați reușit să vedeți? Mica echipă de comunicare a festivalului și tu însăți, Maria Cărescu. Mulțumesc, Tamara. Situația mea a fost... Dacă mai putem scoate ceva de la tine, mai insist. Dar cam dată mai timp în microfon. Am avut o situație privilegiată anul acesta și sunt foarte fericită că s-a întâmplat așa, pentru că s-a numerit ca anul acesta să fi făcut parte din echipa de nominalizări, jurul Uniter, primul jurul Uniter, deci echipa de nominalizări, și am apucat să umblu foarte, foarte mult prin țară, începând cu toamna trecută și până în primăvara acestui an. Și, practic, deși sigur că Festivalul Național de Teatru se referă la selecția pe stagiune, Uniterul se referă la selecția calendaristică, dar mare, foarte, foarte mare parte din spectacole s-au suprapus. Și atunci am putut să stau foarte liniștită acum, fără mari frustrări și fără să-mi trădez jobul oficial din festival. Așa că le-am văzut, dar la sediu cel mai multe. Deci, dacă tragem linie, atunci s-ar zice că echipele de organizare, echipa de organizare a FNT, fie a văzut în avans, fie nu prea apucă să vadă mare lucru în timpul festivalului. Da, așa este, și aici vreau să iau eu glasul Tamarei, nu reușește, că ea are o voce foarte dulce, și să spun că ea ne-a zis așa, dacă auzi ce spune ea acum, ai impresia că Mare Brânză nu face până la urmă această echipă de protocol, care se ocupă, nu, cheamă, dă telefoane, cheamă oameni și încearcă să le dea bilete de intrare. Ar fi o perspectivă falsă. Vreau să spun că ele și ea și Cristina Tudor au muncit enorm pentru festival, nu numai acum, ci și la edițiile trecute. Eu fac și public declarația pe care le-am făcut-o lor între șase ochi. Am zis de mai multe ori că ele sunt personajele mele preferate din festival, pentru că reușesc să-și păstreze cumpătul în situații în care mulți dintre noi și-ar lua lumea în cap, pur și simplu. Pentru că nu este vorba doar că ai de-a face cu criticii pe care îi inviți la spectacole, și trebuie spus că, în ciuda a ceea ce s-ar putea crede, dintre toți cei care lucrează într-un fel sau altul în teatru, criticii sunt genul cel mai susceptibil, cel mai nervos, cel mai supărăcios, într-un cuvânt, probabil pentru că ei sunt obișnuiți să le spună altora să învețe pe alții ce să facă, dar mai rar sunt obișnuiți să primească ei observații. Și atunci, din acest motiv, sunt chiar agresivi uneori când au impresia că s-a trecut peste importanța lor, nu e așa, galactică, în cazul unui spectacol. Și cei care se ocupă de aceste relații directe cu cei care intră în sală au de trecut peste momente dure uneori.
Tamara are toată admirația mea pentru calmul extraordinar cu care reușește să se descurce în asemenea situație, ai impresia că absolut nimic nu o poate afecta și face în așa fel încât descurcă lucrurile până la urmă și toată lumea e, dacă nu mulțumită, măcar liniștită. Au fost multe cazuri de asemenea situații în festival, vorbesc acum de toate cele trei ediții de care m-am ocupat. Situații dificile din acest punct de vedere, pentru că echipa festivalului trebuie să servească și de interfață, cum se zice, dar și de tampon, pur și simplu, între teatrele gazdă, de paratrăsne, da, adesea, între teatrele gazdă și teatrele care vin să dea spectacole în București. Și de aceea, cei care lucrează la festival au mult de făcut peste ceea ce vedem că figurează pe hârtie în dreptul numelui lor. Asta e valabil, așa cum spuneam, și pentru Maria, în cazul care a comunicat, a fost doar partea cea mai evidentă a muncii, și în cazul Tamarei, care, iată, spune cu modestie că s-a ocupat de protocol. A ocupat de protocol poate să însemne o foarte dură muncă. Și aș vrea de asemenea să atrag atenția celor care nu știu că asupra faptului că oamenii care au lucrat la festival sunt adeseori persoane importante, să spun așa. Maria, pe care o vedem aici, este profesor la Universitatea de Teatru și Film. Este o persoană cu însemnătate socială notabilă. Tamara Susoi este secretar literar la Teatrul Odeon, care e unul dintre teatrele cele mai importante din țară, iar munca pe care o face ea acolo este o muncă importantă, e o muncă de concepție, nu de stat la ușă și primit lumea cu un zâmbet. Aș vrea să le transmit cu această ocazie recunoștința mea profundă pentru felul cum au știut să facă echipă. E foarte important lucrul acesta, pentru că teatrul este o muncă de echipă. Dacă cineva nu face ceva sau face mai puțin bine ceva, acest nefăcut sau făcut mai puțin bine afectează pe toți. Nu ești singur în teatru, ceea ce uneori e o bucurie, altor nu, dar asta este o realitate. Faptul de a ști să lucrezi în echipă nu-i puțin lucru. Pentru asta sunt sincer recunoscătoare celor care au lucrat la festival, fără să-și pună nicio clipă problema că poate nu e o activitate atât de importantă pe cât este cea obișnuită a lor. Poate că sunt puși într-o situație de om la toate, când ei sunt, de fapt, omul din singure idei, dar mare. E un lucru cu totul remarcabil acesta și cred că ceea ce îi adună pe toți sub acest semn e faptul că a lucra în teatru nu este a face o muncă, e a face un act de iubire. Se transformă uneori în ură iubirea asta, e adevărat, dar până la urmă iubirea rămâne. E o relație mai specială pe care toată lumea care activează în teatru o are cu obiectul muncii sale. Vreau să le invit și pe Marina Țăpuș și Curiabul Sean să ne spună câte ceva. Sigur, ce crede fiecare că vrea să spună, dar întrebările mele de moderator ar fi două. Cum au văzut ediția de anul ăsta Festivalului Național de Teatru și să folosim prilejul și pentru a vorbi puțin despre festivalul cel nou pe care l-a lansat în această toamnă Teatrul Notara. Și asta ar aduce în discuție tema pe care o semnalam la sfârșit, și anume a raportului dintre rețeaua națională de festivaluri de teatru, care sunt numeroase, se desfășoară peste tot în țară, și
și festivalul ăsta de tip Crème de la Crème, care este selecția națională din Festivalul Național de Teatru. Putem folosi și mersi mult. Bine, în continuare a ce a spus și sunt alături de Tamara pentru că acum 9 ani am început împreună să facem protocolul. Am fost invitată eu de Marina Constantinescu, eu le-am invitat pe ele și atunci echipa de protocol era compusă din 5 oameni. Iar înainte, cu o săptămână de a da biletele pe piață, ne... Iar acum când am văzut, eu nu am văzut până acum caietul festivalului, când am văzut că au rămas doar două, am zis două și faceți față, așa că încă o dată felicitări. E adevărat, după primul an, după primul an, dar gândiți-vă așa că după primul an, soțul uneia dintre noi, a Alinei Man, care era matematician, i s-a făcut milă de noi și cred că de soția lui și cred că și de el însuși, pentru că nu mai vedea deloc la față și a făcut un programel, nu știu dacă mai lucrați cu el, dar a făcut un programel și deja la a doua ediție lucrurile s-au îmbunătățit uimitor, aș putea spune, adică le-am făcut, am rămas noi în cinci. Deci, oricum, ucenicia mea a făcut-o tot la Festivalul Național. Și chiar înainte, pentru că doamna profesoară Lumina Patajoglu mergea în multe festivaluri pe vremuri, ne învăța să scriem și să facem ziarele festivalului. Eu am rămas îndrăgostită de acele ziare ale festivalului și preț de două festivaluri în a căror echipă am fost de organizatori sau pe care chiar l-am organizat la un moment dat, unul este proaspăt acum. Am făcut și astfel de ziare cu studenții teatrologi în amintirea a ceea ce făceam cetățește. Așa arată el acum festinul, dar cam festivalul cumva mi-a deschis, Festivalul Național mi-a deschis gustul de a face la rând un festival. Deci eu schițam o relație inversă din rețeaua națională de festivaluri. Crește selecția, dar acum vedem că PNT-ul probabil a făcut un cui. Mulți festivalul vestit la Rotara. Ce ziceam, mult descrie noastră ca, mă rog, o fructificare de experiență. Da, categoric așa a fost, dar nu sunt singura. Nu sunt singura. Sunt mulți care, trecând prin Festivalul Național și făcând diverse lucruri, au devenit membri ai altor echipe de festivaluri mai mici. Dar vreau să mai spun încă ceva. Eu am organizat un festival care merge înainte la Buzău, se numește Gala Vedetelor de Teatru și acesta este al doilea, pe lângă un teatru. Ceea ce fac oamenii aceștia în Festivalul Național, care nu este pe lângă un teatru, este mortal. Odată pentru că Festivalul Național este de mult mai mare amploare decât un festival construit de un teatru, poate doar cel de la Sibiu, și Festivalul Shakespeare să întreacă cumva amplitudinea a ceea ce face Festivalul Național de Teatru. În rest, toate sunt mai micuțe, mai drăguțe, mai intime. Dar când ai un teatru în spate, lucrezi așa cum se lucrează normal pentru un festival un an de zile, tot printre picături. Pentru că nu uitați că echipa festivalului e formată din oameni care la rândul lor au fiecare câte un serviciu. Ei nu ies din acel serviciu și se ocupă efectiv, să zicem, două luni numai de Festivalul Național. Se ocupă în continuare fiecare și de ceea ce are să facă. Pe când dacă ai în spate un teatru, e altceva. Ai un dispozitiv pe care poți să-l manevrezi cu mai multă subtilitate sau dictatorial, dar oricum poți să-l manevrezi în așa fel încât să construiești un festival, vă spun, de mai mici dimensiuni, dar într-un an de zile. Adică să-l faci agale și fără să te dai peste cap cum se întâmplă aici în nopțile înainte de a începe un festival. Deci încă o dată... Angajatul teatrului respectiv. Așa că după ce trece de fiecare dată Festivalul Național, când aș spune, vai de mine, dar eu aș mai fi văzut trei spectacole, de ce nu le-or fi adus pe alea? Când eu mă supăr ca director de teatru că Roman Teatral n-a fost cuprinsă, O Noapte Furtunoasă n-a fost cuprinsă, oricum, gândul meu cel bun este întotdeauna către acea echipă care s-a specializat cei drept, dar tot în opul, și de fiecare dată îmi spun, am mai trecut un festival,
iar oamenii aceștia sunt din ce în ce mai buni în ceea ce privește organizarea, selecție și așa mai departe. Festinul vă spun, s-a născut din dorința mea de a face festivaluri, și care ne-am colțit la Festivalul Național. Și mai este ceva, am învățat două lucruri în timpul ăsta lung. Festivalul este o sărbătoare și trebuie să fie o sărbătoare, în primul rând pentru public și după aceea pentru noi, făcând două festivaluri mici, și acesta nu se va mări. Este un festival care se va face în așa fel încât să producă bucurie și publicului și nouă organizatorilor. Adică să nu murim acolo în spate și să nu ajungem la final și noi bucuroși și să aplaudăm acest festival. Cred că este necesar și de aceea, oricât de multe festivaluri ar fi în țară, cred că e necesar să fie oricât de multe, pentru că ele și-au locul și rostul lor acolo în comunitate, nu strică nimănui imaginea, sunt cu atât mai importante cu cât turnee adevărate, nu vorbesc acelea cu impresari, cu spectacolașe sau cu ceea ce sunt, ci turnee adevărate nu se mai prea fac și totuși posibilități de finanțare se mai găsesc pentru festivalul. Nu știu cum sau știu cum, dar nu spun acum, însă se găsesc și este o bucurie pentru toată lumea. Eu consider, noi am făcut acest festival. Din punctul ăsta de vedere, s-ar putea schița și o altă tipologie a festivalurilor, pentru că sunt festivaluri în București și festivaluri în provincie. În provincie sunt festivaluri categorie 1, reprezentant unic, Sibiul, care este atât de mare și aduce acolo atât de multă lume. Se adaugă și festivalul Shakespeare de la Craiova. Deci festivalurile care aduc atât de multă lume încât sunt niște evenimente de anvergură națională și festivaluri de mai mică dimensiune care pentru, cum ați spus, comunitățile locale, cum se spune acum, pentru orașele respective, sunt foarte importante, pentru că toată lumea intelectuală, tot publicul interesat din zona respectivă, vine timp de câteva zile la teatru să vadă trupe importante care vin din București sau din alte părți și care aduc acolo spectacole. Publicul fidel al acelui teatru și alt fel de public și alte segmente. Dacă vrei să atragi și alt public, și alt gen de spectatori, atunci e musai să faci un festival, indiferent că în București sau în altă parte. Și până la urmă se cristalizează chiar un public de festival. Cel puțin în cele 7 ediții pe care le-am făcut la Buzău, ne-am împrietenit de-a dreptul și i-am recunoscut. În momentul în care deschideam o nouă ediție, jumătate din oamenii ăia mi-au devenit prieteni pentru că erau de la ediție la ediție aceiași. Care, de fapt, nu sunt aceiași cu publicul teatrului. Publicul vine după notorietatea, adică notorietatea vine bine. Valoarea este aceea pe care critica de teatru o descoperă cel mai bine. Dar e o discrepanță acum atât de mare sau prăpastie atât de mare între critica cea mai rămas din critica de specialitate și acest public, încât eu cred că trebuie să ne reorientăm și să fim mai aproape de ei. Și atunci festivalul a venit în urma unei strategii făcute de IMAS, care strategia a fost făcută în urma acestui sondaj. Pentru, de asta se și cheamă Festin pe Bulevard. Noi vrem să ne reberentuim teatru, având la dispoziție două încrengături cumva. Sala mare se va numi Bulevardul Comediei și va merge pe comedie, ceea ce noi facem. Dar acum o facem conștient și vrem să conștientizeze și publicul, și critica, și toată lumea acest lucru. Pentru că tot din acest sondaj am aflat că 69% din public, asta nu era greu de presupus, doar cifrele le-am aflat acum, vrea comedie. În această lume disperată vrea comedie. Doar că ne vom strădui să fie o comedie de bună calitate și prima care va fi acum după acest brand va fi a lui Victorian Frunze, Nevestele Vesele, adică o comedie shakespeariană. Nu orice fel de comedie. Iar la Sala Mică am făcut o secțiune de nișă, Criză Teribilă Moșer s-a numit, este o secțiune internațională de spectacole mici, pentru că, de ce să nu mărturisesc, am vrea la un moment dat să ne desprindem de finanțarea aceasta greoaie sau de lipsa finanțării, așa, și să încercăm să atragem fonduri europene. Deci asta a fost skepsisul acestei Crize Teribile Moșer, acestei nișe. Dar vă spun, face parte din această strategie pe care poate că e bună, poate că nu, dar pe care vrem să o urmăm și din dorința de a bucura publicul.
Asta înseamnă festival pe Bulevard și prima ediție cred că a spus ceea ce avea de spus și noi avem acele grafice, ceea ce pot, n-am putut să aduc dosarele, dar vreau să vă spun că dosarul care se adresează întregului an a evenimentelor noastre e atât, iar dosarul de festival care a ținut 8 zile e atât. Cam asta e. Ești asta un semn. Andreea Bursan, despre FNT, despre festin pe Bulevard. Păi n-aș vrea foarte multe să spun. Cine nu știe, de aici festivalul organizat, lansat anul ăsta de Teatrul Notara, are titlul jucat așa, destul de filologic, Fest, urmă vine într-un cerculeț sau în paranteză, în cadrul de presă, in, ca să citească Fest de la festival și festin. Suntem invitați la un festin de-a. Repet, mai sunt foarte multe de spus. Festivalul l-a vorbit de la sine. Încă o dată admirația mea pentru cele trei doamne prezente și pentru cele care au muncit la Festivalul Național de Teatru. Acum, poate odată în plus, mă gândesc la ce muncă au avut de făcut, chiar dacă festivalul nostru a avut o mai mică amploare, s-a muncit la fel de mult, la fel de serios, cu o echipă și mai mică, pentru că asta era situația. Încă o dată le admir și le felicit din suflet. Am văzut, cred că, 18 comunicate a trimis Maria. 19. Ei, am fost pe aproape. Despre festin, spuneam și atunci că poate cumva a deschis apetitul de festival bucureștenilor, că v-am pregătit cumva terenul și cred că am făcut bine acest lucru. Mă bucur tare mult că există cât mai multe festivaluri, sper să fie cât mai multe și îmi place atunci când fac parte dintr-o echipă la început de drum. E cu atât mai provocator și mai greu, dar și mai frumos. O felicit și pe Marinela Țepuș pentru ideea acestui festival. Iar rețeta pe care a îmbrățișat-o ea și care iată a dat roade, cred că poate fi de folos în această perioadă de criză. Festivalul n-a avut un buget mare, aproape n-a avut un buget. A fost făcut în mare parte pe economiile pe care le-a făcut Teatrul Notara. 2.600.000 sau 260.000, deci chiar mic de tot. Dar ceea ce cred e frumos și că poate fi folosit oricând ca rețetă de cel de... Deci cam de 10 ori mai. Un apartament cu două camere, un cartier din marginea Bucureștiului, așa ca să-i dăm o valoare. Ceea ce spuneam era, și cred că e important și poate fi folosit ca rețetă, varianta de parteneriate. Chiar dacă am adus noi festivalul, trupe mult mai mici, de mai puțină notorietate, le-am făcut pe această variantă a parteneriatului. Ei au venit, au jucat la noi, Teatrul Notara va merge, va juca în Teatrele Dor. Și cred că e un mare câștig pentru toată lumea această rețetă, care, repet, nici nu e foarte complicată. Trebuie doar să găsești niște parteneri și noi am găsit niște oameni și de suflet. Cred că asta s-a văzut și cred că ăsta e marele câștig al festivalului. Vreau să spun ceva așa ca o glumă, pentru că avem aceleași culori, ia uitați, pentru că avem și același autor. Cosmin Ardăleanu a lucrat la un pic prea intim în perioada în care noi ne zbăteam să găsim sigle să facem festivalul și l-am rugat și a fost atât de generos că ne-a făcut și afișul care, într-un fel, nu seamănă, dar are același culoare. Seamănă aceeași gamă cromatică, să zicem. Da. Bun, aș vrea să mai pun câteva întrebări, doamne Alice Georgescu, schimbând puțin ținta. Și pe urmă să vă întreb și pe ceilalți, nu știu exact cine de aici se mai ocupă, poate de teatru ca să spună ceva despre ediția de anul ăsta, despre ultimele ediții ale FNT. Se pot formula și orice alte întrebări. O să o invit poate și pe Gabriela și pe tine să spui ceva, critic de teatru fiind până la urmă. Gabriela Mihalache este fosta cronicăreasă de teatru a revistei mele Altitudin. A fost studenta mea, a fost doctoranta mea, a susținut în vară o teză excepțională despre Eugen Ionescu, care era neapărat publicată și atunci toată lumea teatrală va lua act.
Ați spus numai costă până acum, mai spuneți și ceva. Tocmai am spus că am scris o carte care va fi, deci aia e la viitor. Actual, sper să devină cronica Prata și al continuării revistei mele Atitudini, dacă revista va fi reluată. Întrebările pe care vreau să vi le pun acum se leagă de tot mandatul. Sunteți după 3 ani de muncă de selecționer și director artistic unic, unică, la PNT, și asta vă plasează într-o poziție, într-adevăr, unică în ultimii 3 ani. Deci sunteți persoana care, cu această responsabilitate, a văzut probabil cele mai multe spectacole din trei stagiuni succesive din România. Sigur că meseria noastră de critic de teatru vă face să fi văzut mult pe tot și înainte. Și veți vedea și după ce vă încheiați mandatul, dacă nu v-ați săturat. Și aveți, deci, o perspectivă pe care nimeni altcineva în acești 3 ani nu a avut-o, și anume de critic de teatru, care trebuie să vadă cât mai mult din ce se montează în România și trebuie să se gândească mereu cum se ierarhizează spectacolele astea și cum se poate scoate din ansamblu o structură reprezentativă. Cum priviți în urmă spre anii ăștia? Cum au fost? Grei? Sau totuși n-au fost chiar atât de grei? Frumoși, îngrozitori, cu mari obstacole, cu mari curii, cu mari frustrări? Ce se mai întâmplă? Ceva ce mi-a plăcut, așadar n-a fost greu. N-a fost greu deloc, chiar. Sigur că e greu când trebuie să scol la 5 dimineața ca să prind trenul de la 6 dimineața. Asta e greu de Sau e greu să stai în mijlocul câmpului cu același tren care se oprește, nu se știe de ce, și ajungi la teatru cu un minut înainte să înceapă spectacolul, nu a putut să-ți tragi sufletul și trebuie să te așezi și să stai acolo cu atenția la fel de trează ca și cum de-abia vei fi trezit după un somn odihnitor. Astea sunt grele, într-adevăr. Altfel n-a fost greu, pentru că, așa cum spuneam, mi-a plăcut să fac asta, nu m-a obligat nimeni. Frumos. Da, e frumos. Teatru, când e bun, e mai bun decât orice altceva pe lume, aș zice. Mai bun decât orice altă artă, mai bun decât orice. Când e bine la teatru, e mai bine decât mai în viață. Mai bune cărți, doamne. Da. Da. Da, pentru sau că... ar zice plasticienii, mai bun decât Gioconda. Da. Da, pentru decât că... rondul de noapte. Da, decât toate acestea la un loc. Pentru că teatrul are ceva ce niciuna dintre acestea nu are, și anume are prezența umană vie, care este atât aceea de lângă tine, cei alături de care privești spectacolul, cât și aceea din fața ta, să spun așa. Acolo există oameni care, deși uităm lucrul acesta adeseori și avem impresia că ei fac așa, că sunt și nemuritori și intangibili și netulburabili, într-un fel, sunt oameni la fel ca noi, care pentru câteva zeci de minute trebuie să fie ei și să nu mai fie ei. Ceea ce fac ei acolo este un act de eroism, aș spune, pentru că ei mor mult mai mult decât morim noi în fiecare clipă. Trăiesc toate viețile personajelor și mor toate morțile personajelor și chiar fiecare dintre acele vieți care se sfârșesc. Un actor adevărat, vorbesc aici nu despre prestatorii de servicii, pentru că din păcate există și în orice alt domeniu există oameni care doar semnează o condică, să spun așa. Dar nu despre ei e vorba în propoziție. Vorbim despre oamenii care știu de ce se află acolo și care vor să se afle acolo. Nu au nimerit întâmplător acolo și n-au unde pleca la altă parte.
pentru oamenii aceștia, atunci când serviciul se termină, nu? Pentru că merg și ei la serviciu, cum merge fiecare dintre noi, pentru ei când se termină serviciul, e ceva care moare. Ar trebui să vedeți cum arată un actor la sfârșitul unui spectacol. E nu doar că e obosit, dar a murit ceva în clipa aceea, când s-a terminat spectacolul pentru el. Nu e ușor să suporți atâtea morți succesive, seară de seară. Îți trebuie pentru asta o rezistență pe care puțin dintre noi o au. Și de aceea îi vedem uneori plângându-se în mod neașteptat și ne mirăm, dar toate astea se adună, se adiționează și uzează, da, în același timp și motivează și dau viață și dau putere și dau de aceea. Pe de altă parte, vedem pe scenă atâția oameni despre care ne-am gândit, păi locul ăsta ar fi la pensie, ar fi undeva în parc, ar fi în bar cu nepoții pe genunchi. Nu. El stă acolo și trăiește în continuare pentru că nu poate altfel. E un lucru ciudat de atunci și trebuie să spun că sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că mi s-a dat ocazia să mă mișc în această zonă puțin. Așadar, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, n-a fost greu. Înainte să răspunsul, mulțumesc pentru lucrurile foarte frumoase. Da, nu am vrut să... Chiar așa este. Sigur, există deseori între teatrul ca artă și instituția teatrală există adeseori contradicții, pentru că este ceva viu care trebuie puțin încorsetat în ceva care e mai puțin viu. O instituție nu prea e, din păcate, ceva viu, e ceva care constrânge viul să funcționeze înăuntrul unor reguli. Ei bine, această ciocnire dintre artă și instituție este uneori dramatică, nu pentru că vorbim despre teatru, dar este dramatică și simplu fapt de a asista la ea te marchează și pe tine. Și nu e ușor deseori să faci slalom între cele două, hai să zicem, componente ale teatrului, arta și instituția. Asta mai ales pentru artiști e greu, dar și pentru cei care intră în contact din afară cu situația. Este uneori apăsător. Nu e imposibil de depășit. No, cam asta este. Nu știu ce aș putea să mai spun. Întrebați în textul. Vă întrebasem în setul prea consistent de întrebări pe care le-am pus deodată, puțin mai devreme, și cum vedeți acești 3 ani de teatru românesc acum, retrospectiv? Da, îi văd. Pentru că probabil că aveți acum, mi s-a făcut firesc, aveți acum o imagine diferită față de selecția din ediția 2011 decât o aveați în timpul festivalului 2011. Și o perspectivă diferită față de selecția 2012 decât Cred că teatrul, așa cum l-am văzut eu în acești trei ani, teatrul în România este încă în căutări. Pentru că s-a pomenit așa între lumii, într-un fel. Sigur, au fost foarte grei anii până în 1990. Din multe puncte de vedere exista și cenzura, între altele. Existau diferitele greutăți în calea realizării concrete a spectacolelor. Dar exista și un climat diferit care, prin
forța lucrurilor s-a pierdut, anume artiștii se bucurau de o căldură și de o înțelegere din partea publicului, care acum s-au modificat puțin. S-au modificat din diverse motive, e adevărat, neapărat vina cuiva. Fenomenul pe care îl deplângem uneori, acela al coborârii unora dintre artiști, chiar importanței teatrului la forme de exprimare mai puțin demne, zicem noi, de rangul lor, își are explicația și în asta. Artiștii de teatru au nevoie de atenția și de căldura publicului, nu pot exista în afara acesteia. Și atunci caută să o obțină uneori într-un fel pe care noi, sigur, nu-l apreciem în mod special, dar, bun, e o realitate. Așadar, puțin s-au pomenit descoperiți, acum vorbesc de oameni, s-au pomenit descoperiți din acest punct de vedere, s-au pomenit că trebuie să lupte pentru a cuceri simpatia publicului cu personaje din afaceri, să zicem, din lumea trecătoare a modernității, din altfel de zone. S-au pomenit că trebuie să intre în concurență cu așa ceva, s-au pomenit că trebuie să intre în concurență cu cum e aia, fata de la pagina 5 sau cum se numește. Și cu alte asemenea situații, în timp ce instituțiile, acum vorbesc ca drepturile instituții, s-au pomenit confruntate cu lipsa cronică de bani, care uneori devine acută. Pentru că tot așa era o vreme, bine rău asta, nu stau să discut acum. Asta a fost realitatea. Când teatrele primeau bani de la stat, statul cel generos cu arta de voie, de nevoie, statului de atunci era frică să le dea bani pentru asta, sau nu știu ce era, era ceva, cumva era obligat să dea, acum nu-i mai e frică să nu dea bani pentru asta. Și instituțiile s-au pomenit confruntate și cu această situație, ca și cu perspectiva iminentă a desființărilor. E o situație complicată, aș zice, pentru teatru în momentul de față, atât uman cât și instituțional, și toate astea n-au cum să nu se vadă și pe scenă, nu au cum să nu răzbadă și în spectacole, pentru că ar fi anormal să fie altfel. De asta spun că, după părerea mea, așa arată teatrul românesc al ultimilor 3 ani, ca un peisaj frământat cumva, care încă e imprecis, are unele zone de lumină, dar și zone de umbră deasă. E un tablou mai complicat un pic, din care însă vom vedea ce va ieși. Iar ceea ce spuneam la început, și anume această creștere observabilă a calității actoriei, a calității actorilor tineri, este, după părerea mea, semnul de care trebuie să ne agățăm chiar cu hotărâre mai departe, pentru că asta cred că va duce lucrurile mai departe. Instituțiile, sigur, vor trebui să se adapteze inclusiv la lipsa de bani, inclusiv la perspectiva schimbării, desființării, s-a tot vorbit despre teatre care trebuie să renunțe la statutul de teatru de repertoriu, de teatru așadar care produce spectacole și joacă în fiecare seară alt spectacol, să se transforme în teatre gazdă, nu? În teatre care primesc reprezentații în turneu. E o situație complicată, complexă și delicată, dar, sigur, ea se va rezolva așa cum va trebui să se rezolve, ceea ce... Nivelul producțiilor e un spectacol de foarte bun, excepțional. Mi se fac multe puține așteptări. Am avut puține spectacole excepționale, aș zice. Mă
poate și poate chiar poate întreba dacă s-a putut în ăștia 3 ani și cu 25 și să-ți fac o repartă. Asta nu pot să spun. Asta nu pot să spun pentru că evident sunt om și am și eu preferințe ca orice om, dar trebuie ca românul imparțial. Mi-e plac foarte, sigur, nu, și dincolo de cum acum, toate spectacolele pe care le-am ajuns în festival de-a lungul celor 3 ani mi-au fost dragi, într-un fel sau altul, dintr-un motiv sau altul. Uneori mi-au fost dragi și unele pe care le-am lăsat pe din afară. Și le-am lăsat pe din afară de dragi ce mi-erau chiar, de dragi ce mi-erau uneori realizatorilor, pe care am socotit că nu trebuie să-i expun într-un fel sau altul, repet, și de care am socotit că poate e mai bine să mai stea puțin ca să aibă un răgaz de gândire la ei, chiar la ei și la ceea ce fac. Nu vreau să spun niciun nume de spectacol. Dar, încă dacă mai întreb, sunt de la noastră, sfaturi onorabile. Mi se pare că bilanțul ăsta, acestor 3 stagiuni recent, e peste sub nivelul ultimului deceniu, în 2 decenii de dată bombă. Ca să ne întoarcem la grafice și torturi, ferit de torturi, mi se pare că se poate evalua Teatrul Românesc prin prisma a 3 selecții succesive de spectacole cu cele mai bune și reprezentative de ultimele 3 stagiuni. Nu e nici peste, nici sub, aș zice, e altfel. E diferit și e normal să fie așa, să fie diferit. Diferit prin varietatea inevitabilă a creațiilor, da, a reprezentărilor sau diferit pentru că se face teatru altfel? Uneori se face teatru altfel, uneori. Povestea cu schimbarea și cu tradiția și cu noutatea este o poveste în același timp simplă și complicată. E o dialectică interesantă aici între tradiție și inovație, ce e aia tradiție, ce e aia inovație. Când vorbim despre un anume nivel înalt, acolo nu mai există tradiție și inovație. Asta trece dincolo de categorii din acestea. Acolo e artă și arta nu e mic și putem spune că e Rembrandt demodat, de pildă, că ați vorbit despre rondul de noapte. Bine, sigur, nu știu dacă să mai picteze cineva ca Rembrandt, dar poate cineva să mai picteze ca Rembrandt. Ne-a scăpat nouă cumva, e un Rembrandt printre noi și se poate. Bun. N-are rost să, sigur, asta e o discuție separată. Nu vom aici, nu că să o elucidăm, dar nici măcar să-i dăm importanța cuvenită. Nu pot să spun cum e teatrul românesc. E probabil așa cum trebuie să fie ca urmare a tuturor acestor elemente care s-au întâlnit în el. Este, sigur, noi ne obișnuiam să ne mândrim cumva, poate ne mândream chiar puțin prea tare, spunând că nimeni nu-i ca noi în materie de teatru. Mai erau, sigur, și alții ca noi. Noi nu prea știam că sunt și alții. Nu cred că are rost să ne comparăm în felul ăsta. Nu este cu 8 ore și vii pentru 10 milioane sau 1000 de lei, ci este atât cât e necesar și înainte de o premieră, 2 săptămâni, se stă acolo de dimineață până seara și atunci oamenii aceștia pentru 1000 de lei, maximum...